La data de 20 iulie, Biserica Ortodoxă Română sărbătorește ridicarea la cer a Sfântului Mare Proroc Ilie. Unul dintre cei mai importanți proroci din Vechiul Testament, Sfântul Ilie este celebrat ca un mare făcător de minuni și aducător de ploi în vremea de secetă. Pe lângă semnificația religioasă, ziua Sfântului Ilie este foarte importantă pentru români, deoarece mai mult de 100.000 de oameni își serbează ziua numelui. Cunoscut în credința ortodoxă ca fiind un sfânt drept, corect, bun la suflet, acesta a fost ispitit de diavol pentru a-și ucide părinții. Mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Plinătatea bisericii tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale. Tu pe aceștia îi răsplătește pe amărinte cu Dumnezeiasca ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru tine. Pace cu tale dăruiește bisericilor tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului tău popor, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este coborându-se de la tine, Părintele Luminilor, și ție slavă și mulțumire și întinețiune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului. Acum și pururea și în vecii vecilor. Căindu-se Sfântul Ilie, a cerut lui Dumnezeu puterea de a lupta împotriva lor. Dumnezeu i-a ascultat rugăciunile și a dăruit un car tras de cai albi care l-a făcut puternic și biruitor în fața acestora. De Sfântul Ilie, oamenii țin cont de obiceiuri străvechi. În popor se spune că nu este voie să se consume mere până la 20 iulie și nici nu trebuie ca aceste fructe să se lovească unele de altele pentru a nu cădea grindina. Iubiți credincioși, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-am prenicit pe fiecare dintre noi să fim astăzi în casa sa, în Sfântă Biserica noastră ortodoxă, să ne rugăm împreună în cadrul Sfintei Liturghii, să primim din harul care se pogoară în momentul epiclezei pe Sfânta Masă, sfințind pâinea și vinul care se transformă în mod real în trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când Duhul Sfânt se pogoară. Niciodată să nu lăsăm ca această minune care se petrece la fiecare Sfântă Liturghie, să o lăsăm să treacă pe lângă noi, noi să fim nepăsători și să nu primim din harul acesta bogat al Sfințeniei. Este important pentru reactualizarea sufletelor noastre, este important pentru viața noastră atât pământească, dar mai ales cea de după trup, care va veni cu veșnicia și veșnicia va fi direcționată spre împărăția lui Dumnezeu, spre iadul cel nedorit de nimeni. Noi suntem creați ca ființe veșnice. Dumnezeu ne-a creat pentru veșnicie, ne-a făcut după chipul Său. Chipul Său reprezintă sufletul omenesc. Sfântul Vasile cel Mare spunea că am fost făcuți după chipul Său să tindem spre asemănare, adică chipul în actualitate, iar asemănarea în potență fiind chipul. Tot în 20 iulie, merele considerate fructele Sfântului Ilie sunt duse la biserică pentru a fi sfințite, crezându-se că numai în acest mod ele vor deveni mere de aur pe lumea cealaltă.